Neața lumei, avem un clip incredibil de șmecheri astăzi. Dacă Boruto și Sarada au un copil, cum s-ar numi acesta? Sau poate o să aibă doi. You never know. Înainte să începem, nu uita să bagi un like, să te abonezi clopoțelul pornit și să faci 500 de milioane de abonați anul acesta. Avem așa primul nume al fiului lui Boruto, ar putea să fie Saruto. Deoarece Saruto nu-și cunoaște tatăl, numele lui de familie este Uchiha. Na, jocul asta. Și Sara devine Hokage și rămâne singură să crească copilul, că de fapt Boruto o pleca din sat, cum o pleca și Sasuke asta. Ăsta ar fi cel mai mare coșmar al lui un Pikachu Uchiha. <laughs> Primul Uchiha care are părul blond, cred că Sasuke o să fie foarte dezamăgit, chiar și Menma avea părul negru, deși avea ADN-ul pe partea lui Naruto, până și Menma avea părul negru. Înseamnă că tipul Saruto va primi atât Jougan cât și Sharingan. Sasuke și Naruto vreau să păstreze tradiția numelui, așa că Sasuke păstrează Sa la început de nume, Sa, Sasuke, Sa, Sarada, iar Naruto păstrează la final Ruto. Deci, dacă Boruto și Sara au un copil, pentru a păstra tradiția numelui, cel mai bun nume va fi Saruto, pentru că ai Sa la început și Ruto la sfârșit. Nu e atât de greu de văzut acest nume. Eu am o altă teorie. Pun pariu că va fi Varuto sau Voruto, dacă te uiți la ordinea literelor pe tastatură, primul e M, apoi N, apoi B și apoi V. Dacă te uiți la numele de familie, M, Minato, N, Naruto, B, Boruto, V, pentru copilul lor. Hei! <laughs> Presupunând că el și Sara da vor ajunge împreună, ceea ce pare probabil având... Bine, a și zis autorul că o să rămână în, în, împreună, așa, având în vedere modul în care sunt tratați în anime și manga până acum, cel mai probabil va fi o combinație a numele lor, Saruto și Borada, dacă e să aibă fată, s-ar putea să nu fie atât de ușor de previzibil pentru că există unele subtilități în limba japoneză care nu sunt evidente în alte limbi. Sau poate să-i dea ceva combinație de nume de la ceva neamuri de ale lor, ci că Sarada se presupune că ar purta numele lui Sasuke, Sakura și Itachi toate astea împreună în ele. Deși nu văd nicio legătură evidentă între numele ei și a lui Taki. Hei, never know. E, și acum vine al doilea copil, Shinato Uzumaki. Shinato Uzumaki mi se pare că arată blană, bombă, sincer. Și fiți atenți că pe ăsta l-am găsit cu, cu descriere de abilități, da? Deci nume, Shinato Uzumaki, vârstă, 13 ani, ninja rang genin, clan, afiliat, Uzumaki, Uchiha, Haruno și Hyuga, Jutsu, Lotus, Rasengan, sună șmecher, Keke Genkai, Byakugan și Jougan, mamă, Sarada, tată, Boruto, Fraț, Saruto, bineînțeles, sau Sarato, you never know. Cel mai bun prieten, Kitsuki, copilul artificial al lui Jugo, joacă pe asta. Face parte tot din echipa 7, echipa Hoki, da, copilul Kakashi. El e și senseiul echipei. Doamne, ajută. Sper, bă, ăsta eu am mare speranțe. Arată exact ca și Kakashi când era mic e mai șmecher decât ca și când era mic pentru că n-are Sharingan și ardita mai eliberare de pământ. Afiliat cu Konoha și ca și Chakra are eliberarea vântului, pământului și fulger. E, vi se pare super interesant asta. Nu înțeleg de ce le fac copii în o teorie că dacă mama ta e ginciuric, o să te naști cu trei liniuțe din alea pe față, știi cum are Naruto? Dacă tactul e ginciuric, te naști cu două, iar în cazul lui Boruto, că nu e nici el, nici masa, nici copilul lor a trebuit să n niciuna, nicio linie din aia. Dar vezi că ăștia toți care ți arată, ți arată cu din aia pe față. Bă, mi s-a părut super interesantă chestia asta și o să vă mai arăt o chestie. Să nu mai căutați chestii pe Google și să le și credeți. Caut așa. Intru și eu ca să fac niște research. Caut acolo. Cine este copilul lui Boruto? Primul, bă, primul lucru pe care mi l-a dat Google fie așa. The child of Boruto is Sarada Uchiha. <laughs> Cum, bă? Bă, Google, ești beat, du-te da acasă. Tot Google mi-a zis că e și fratele lui Naruto. So, you never know. Ar putea face un clip din ăsta la Caterin cu o dată. După aia vin copii ăștia care zic că au văzut pe TikTok nu știu ce clip și zic Bă, am văzut eu la la pe YouTube. Itachi era frate cu Naruto. <laughs> Cam atât cu clipul ăsta. Fiți atenți să vă abonați cu clopoțel pentru că în următorul clip am găsit o chestie super tare și o să vorbim despre adevăratul copil al lui Naruto care este și al 10-lea Hokage. Da, și asta e, e detaliat maxim. Cred că o să avem un clip de la de peste 10 minute despre el. <laughs> o să fie super interesant. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe. Știți bine că like-urile sunt foarte importante și ne audem!